Republica Moldova beneficiază de expertiză internațională în scopul de a îmbunătăți calitatea sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile din țară, dar și pentru a spori transparența sistemului de impozitare a proprietăților. Astfel, în cadrul proiectului au avut loc consultări cu experți internaționali despre modelele actuale de reevaluare a bunurilor autorităților publice locale și centrale. Prima etapă va fi și în cadrul proiectului și va fi implementat în practic în cadrul autorităților publice locale, anume modelul de evaluare a bunurilor imobile, apartamente. Este o acțiune care va da posibilitatea să avem o realitate a valorilor reale ce țin pe piața imobiliară. În cadrul consultărilor a fost prezentat un model de evaluare în conformitate cu standardele actuale. În momentul de față, noi suntem prezenți cu lucrări de cadastru în circa 500 de localități rurale, acolo unde se fac măsurările bunurilor imobile proprietate privată. La sfârșitul proiectului, toți cei din sectorul public vor avea informații ample despre bunurile care le au. Reevaluarea va fi efectuată de către experți internaționali care menționează că practica acumulată la nivel internațional va permite stabilirea obiectivă a valorii imobilului pe piața din țară. We are working with strict international best practices for quality control. În elaborarea modelului nou ne bazăm pe cele mai bune practici internaționale pentru a asigura noțiunea de control al calității, ca modelul respectiv să producă date valide. Scopul nostru în calitate de experți este să îmbunătățim modelul de expertiză. Proiectul înregistrare și evaluare funciară este implementat până în anul 2024 în baza acordului de finanțare semnat între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și are un buget de 23 de milioane de euro.